Din iulie 2021, legislația s-a schimbat, iar românii care au peste 40 de ani pot beneficia gratuit de un set de consultații și analize medicale de prevenție, laboratoarele fiind obligate să facă aceste investigații chiar dacă nu mai au bani prevăzuți pe luna respectivă, pentru că le vor fi decontate în perioada următoare. Conform mesajul.ro, consultațiile de monitorizare sunt în sarcina medicilor de familie, astfel în situația în care fondurile laboratorului s-au epuizat, când asiguratul solicită acordarea analizelor de prevenție recomandate de medicul său de familie, acesta va beneficia de aceste investigații, urmând ca furnizorul să primească ulterior contravaloarea lor. Deși a trecut un an de la intrarea în vigoare a ordinului, în toată țara au fost înregistrate puține solicitări de la medicii de familie pentru decontarea acestui serviciu. Medicii trag un semnal de alarmă asupra lipsei prevenției încă de la începutul acestui an. Prevenția reprezintă o componentă extrem de importantă a sistemului de sănătate. Prevenirea îmbolnăvirilor și depistarea unor afecțiuni în faze incipiente, mai ușor de tratat, aduce beneficii majore, pacienții având șanse mai mari de recuperare, iar costurile fiind mai reduse. În acest sens, încă din 2021 a apărut Ordinul Ministrului Sănătății și Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar o noutate importantă a venit pe partea de prevenție, unde persoanele asimptomatice, cu vârsta de peste 40 de ani, își pot face pachet de analize la orice clinică sau spital care lucrează în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate, chiar dacă fondurile acordate pe lună în curs s-au epuizat, acestea urmând să fie decontate de casă la finalul lunii. Principalul beneficiu este acela că pacienții peste 40 de ani și asimptomatici care doresc să-și facă analizele pe linia de prevenție nu vor mai auzi la telefon: ne pare rău, s-au terminat fondurile, vă rog să reveniți la finalul lunii. În schimb, aceștia vor putea fi programați pe luna în curs, clinica sau spitalul fiind obligați prin ordin de ministru să le facă analizele cu fonduri ce vor fi decontate la finalul lunii. Pachetul de prevenție cuprinde maxim 3 consultații ce pot fi acordate într-un interval de maxim 6 luni consecutive. Pachetul de prevenție se acordă anual. În cadrul consultațiilor preventive, asigurații asimptomatici beneficiază și de investigații paraclinice. Numărul acestor investigații este însă limitat. Aceste analize se fac pe baza biletului de trimitere distinct eliberat de medicul de familie. Analizele pot fi făcute o singură dată pe an, relatează mesajul.ro.